Bună ziua, domnule primar! Da. Bine ați venit la Jigălia. Cu ce ocazie, ce eveniment? Nu eu sunt. Bine am venit, domnul senator. Noi, evenimentul de astăzi este prin protocolul de predare al sedului ANIF-ului către UAT-ul Jigălia. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat aici? Păi, cred că ar trebui să dăm cuvântul domnului secretar de stat la Ministerul Agriculturii și vă explica mai îndeaproape. Bună ziua! Prin hotărârea Guvernului 882 din 19.08.2021 s-a transmis din domeniul public al statului către domeniul public al Comunei Jigălia imobilul respectiv din Valea Nifului pentru a se realiza aici o investiție în ceea ce privește înființarea unui punct de lucru pentru garda de intervenție a pompierilor și a serviciului SMURT. Iată că atât primarul, cât și guvernul, cât și filiala Cărărași își respectă promisiunile pe care le-a făcut în campanie și nu vrem decât dezvoltarea satului românesc și un trai mai bun pentru locuitorii din această comună și din comunele din județul Cărărași. Este aici lângă dumneavoastră și domnul senator Ciprian Pandea. Cred că aș putea să spun eu câteva cuvinte. Oamenii care m-au ajutat foarte mult în realizarea acestui proiect, în afară de domnul Dodor, care a fost baza, m-au ajutat foarte mult domnul Ciprian Pandea, președintele Partidului Național Liberal, împreună cu domnul secretar de stat, au fost oamenii de bază care, cu aprobarea, bineînțeles, și a ANIF-ului, care au luptat și am reușit să dăm această hotărâre de guvern. Pe tema asta le mulțumesc foarte mult și tot împreună sper să continuăm pentru a putea realiza ceea ce ne-am propus. Guvernul Câțu continuă lucrurile bune, domnule senator. Guvernul Câțu duce la îndeplinire dorințele primarilor. Primul pas a fost făcut, urmează pasul 2, reabilitarea clădirii și găsirea finanțării necesare astfel încât serviciul SMURT să desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Mulțumim! Domnul prefect este lângă noi, prefectura la fel a fost lângă noi. Îl felicit încă o dată pe poate unul dintre cei mai buni primari pe care îi avem în județul Călăraș. A schimbat radical fața comunei, după cum bine știți, timp de 8 ani. S-a bătut în ghilimele cu toate instituțiile statului să reușească această preluare pentru ISU și pentru SMURT. Felicitări, domnule primar, încă o dată. Și vă mulțumesc de ajutorul acordat tuturor.